Primarul și viceprimarul municipiului Pașcani se înțeleg tot mai puțin. Ruptura dintre cei doi este atât de mare încât liberalii analizează varianta încetării colaborării cu Pro-România. Subiectul a fost discutat în ședința organizației locale a PNL din 2 noiembrie, dar o hotărâre ar urma să fie luată după ce partidul lui Victor Ponta va lua o decizie privind colaborarea cu PSD în cadrul unui congres programat la sfârșitul acestei luni. Edilul și consilierii săi sunt supărați că viceprimarul Cristian Rățoi nu a susținut prin vot câteva dintre proiectele de hotărâre, cel mai important fiind proiectul de regulament pentru cimitire. De asemenea, în ședința legislativului local din 31 octombrie, noul președinte de ședință a fost stabilit din rândul consilierilor din opoziție, cu sprijinul voturilor consilierilor Pro-România, dar și a unui consilier liberal. Din acest motiv, între cei doi a avut loc un schimb de replici în fața microfoanelor. Ulterior, în cadrul unei emisiuni TV, primarul Marius Pintilie a spus că nu va mai tolera această situație și că va lua o decizie în scurt timp. Pintilie a mai spus că i-a oferit funcția de viceprimar lui Cristian Rățoi ca să susțină proiectele Pașcaniului. Da, nu știu, o să avem o discuție probabil zilele următoare, să-l întreb, doamne, mai facem alianță, nu mai facem alianță? Hai ca să știm că suntem bărbați în toată firea, ori ne susținem, ori nu ne susținem. Eu nu înțeleg în momentul în care pregătesc proiecte de Consiliul Local, nimeni nu spune nimica, de ce în ultimele minute înainte de vot, doar în ședința de Consiliul Local și când se filmează, încep atitudini de genul ăsta, da, să vedem, votăm altfel, facem altfel. Ok, da. Eu am venit ca să muncesc, să construiesc. Dacă cineva nu vrea să stea lângă mine sau nu-i convine să asocieze cu mine, n-are decât să spună, domnule, eu nu mai convine, am plecat. Eu i-am oferit funcția de viceprimar ca să susțină proiectele Pașcanului. Dacă are ceva de obiectat domnul viceprimar, să o spună bărbătește. Dom'le, nu-mi place proiectul ăla, nu-mi place proiectul ăla. Eu sunt deschis să stăm de vorbă. Da, o să vedem. În perioada următoare, nici nu putem să o scăldăm așa foarte mult, pentru că nu e sănătos. Bun. Nu am avut lucruri grave în alianță, niște, eu știu, să nu treacă bugetul sau să nu treacă chestiuni, proiecte importante, dar nici nu înțeleg chestiunea asta în care nu spui despre ce este vorba și vii în Consiliul Local cum a fost la proiectul cu regulamentul la cimitir. Adică am regulament la cimitir în dezbatere publică 40 de zile, 5 zile fac, o săptămână fac convocare la Consiliul Local, nu spune domnul viceprimar nimic, după care vine în Consiliul Local și trântește votul. Da, am zis, ok, bun. Dacă așa consider domnia sa, dar repet, la un moment dat, nici eu nu o să mai tolerez chestiile astea, adică ori, că suntem bărbați. Replica nu a întârziat să apară. Liderul organizației locale, Cristian Rățoi, a spus că Pro-România nu este o mașină de vot și că alianța cu PNL a fost făcută pe bază de încredere, fără semnarea unui protocol, pentru susținerea proiectelor de dezvoltare. În cadrul unei conferințe de presă, dar și din declarațiile ulterioare, viceprimarul a lăsat să se înțeleagă că primarul, Marius Pintilie, i-ar fi cerut să nu mai facă investiții în suburbii și că edilul ar fi amânat cu bună știință o serie de investiții pentru a fi făcute în campania electorală, pe motiv că pășcănenii uită repede. Eu am observat discuția, am analizat-o și aș vrea să îi spun domnului primar că Pro-România nu este o mașină de vot. Așa cum și colegul Claudiu a explicat, am fost de acord cu o colaborare, am bătut palma, nu am considerat necesar să facem înscrisul și să le asumăm 20-30 de semnături, nu. Am zis, domnule, dacă pornim să facem, hai să facem ceva în oraș. Acum, faptul că dumnealui se plânge că eu nu îl las să facă, mi-a dat puțin de gândit. Și l-aș întreba de ce nu îl las eu să facă. Pentru că la început mi-a sugerat să nu mai fac în suburbii, apoi mi-a luat gospodăria comunală și acum, ultima dată, văd că aruncă că botez contra.
Eu nu trântez boturile și nici nu mă încontrez, domnule primar. Dumnealui mi-a zis la telefon, votează cum crezi, în consecință. Am votat în consecință. De ce mi se reproșează că i-am trântit botul? Nu înțeleg. Ar trebui mort copt să fiu de acord cu ceea ce... Un alt lucru care pe mine chiar m-a surprins. Că de ce am votat cu Olariu? De ce am votat cu PSD-ul? Dom'le, noi suntem toți acolo colegi. Colegi consilieri. Eu am fost de acord și ca Olariu să fie președinte de ședință, am fost de acord și cu doamna Mihaela Spiridon, am fost de acord și cu domnul Pintilie Ciprian. Mie mi se pare domnul Pintilie Ciprian un om echilibrat. Și aceeași părere o are și dumnealui, pentru că am mai discutat-o. Când s-a exprimat că și domnul Haldan este tot un om echilibrat, în etate și cunoaște multe și are multă experiență. La fel am fost și eu de acord cu el. Și acum de ce? Că am votat invers, că de ce am votat cu PSD-ul? Eu nu mai înțeleg acum de fapt ce dorește dumneavoastră. Deci nu știu cum să mă exprim ca să mă înțeleagă foarte bine. A spus foarte clar la început. Cel puțin așa vorbit, că la noi în partid este democrație și se discută ceea ce e. Nu trebuie făcută campanie electorală în 2004. În 2020. Este un alt aspect, da? Într-adevăr, nimic nu e reamintit. Deci, efectele a ceea ce facem în fiecare an ar trebui să se vadă în 2024. De fiecare dată când a fost discuția, hai să începem parcul, hai să începem acolo, începem și îl derulăm. Că nu se va face într-un singur an, nu acum. Lasă la sfârșit pe 2024, că așa au făcut și alții. Și să nu ne credeți, domnule primar, că suntem pășcăneni, sunt niște proști, care votează niște promisiuni făcute în ultimul an. Nu a zis decât că pășcănenii au memorie scurtă. De asemenea, Claudiu Timofte, purtătorul de cuvânt al Pro-România Pașcane, a atras atenția că primăria, Consiliul Local și PNL nu sunt SRL-uri. Am fost emisiune la una din televiziunile noastre locale, în care domnul primar era întrebat de moderator și discuta cu moderatorul și se plângea foarte mult de faptul că nu i-a ascultat de domnul viceprimar, că el are toți banii, că el face de toate, dar nu i-a ascultat și uite că îi se trântesc voturile, că ar face mai multe, dar nu are nu știu câți pe la angajați pe la primărie, ar mai face el ceva după vreo 4 ani de zile, când e 3 ani și ceva, acum și la anul, din nou alegeri, să plânge că săracul, parcă a vrut să facă și n-a fost lăsat. Și bineînțeles s-a venit cu tipul ăsta. I-am dat eu funcția de viceprimar și vreau să-i amintesc, domnului primar, că primăria Pașcani și Consiliul Local Pașcani nu sunt al 14-lea, al 15-lea lor Imer. Nu este în SRL primăria Pașcani. Nu dă el din buzunarul lui nici voturi în Consiliu, nici funcții de viceprimar. Nu le dă din buzunarul lui, că n-are de unde. Menționăm că alianța care asigură majoritatea în legislativul pășcănean este formată din 8 consilieri PNL și 2 consilieri de la Pro-România. În urma înțelegerii dintre liderii celor două organizații locale, primarul Marius Pintilie a obținut sprijinul pentru aprobarea proiectelor, iar viceprimarul Cristian Rățoi funcția de viceprimar.